Radu a fost un inginer constructor de poduri și șosele, pedagog și academician român. A urmat cursurile Școlii Politehnice din Bruxelles. Întors în țară, a construit 650 de km de căi ferate după propriile proiecte, a contribuit la construirea șoselelor transcarpatice, dar și la prima rețea de alimentare a Bucureștiului și a altor orașe mari. Fără matematică, însă, nu se pot obține rezultate remarcabile în domeniul ingineriei. Să-l urmărim cu atenție pe profesorul nostru! Bună dimineața, dragi elevi, sunt profesor de matematică a Gena Ionescu și predau la Colegiul Național de Arte din Ulipati, din București. Ne revedem astăzi pentru a lucra împreună testul de antrenament numărul 7, care ne va ajuta să ne pregătim pentru examenul de evaluare națională. Din testul de antrenament numărul 7 vom face în lecția de astăzi partea întâi și a doua din subiect. Astfel că vom lucra partea de grilă împreună și vom recapitula prin acești item, prin aceste exerciții, noțiuni de aritmetică, algebră și geometrie. Primul subiect din cadrul acestui test propus de minister este de algebră, după câte știți, și prima întrebare. La care trebuie să răspundem. Câtul împărțirii numărului 62 la 12 este numărul. Avem de selectat una dintre variante: 2, 5, 12 sau 62. Desigur, se efectuează împărțirea 62 la 12, unde vom obține câtul 5 și restul 2, deoarece 5 ori 12 egal 60. Plus restul 2 ne dă de împărțitul 62. Așadar, răspunsul corect pe care îl vom încercui este B5. Cu ocazia aceasta recapitulăm și teorema împărțirii cu rest. De împărțitul este egal cu împărțitorul oricâtul plus restul cu condiția restului de a fi mai mare sau egal cu 0 și mai mic strict decât împărțitorul. În cazul acestui exercițiu 62 este de împărțitul, 12 reprezintă împărțitorul, 5 este câtul și restul este 2. Din experiența voastră cu astfel de exerciții, trebuie să fiți atenți la cerința pe care o avem. Uneori se cere restul împărțirii numărului 62 la 12, alteori câtul. Așa încât, după ce efectuați împărțirea respectivă, recitiți enunțul uh, exercițiului pentru a verifica dacă ați încercuit varianta uh, corectă. Iată că numărul 2, care reprezenta restul, este și el poziționat printre variantele de răspuns, așa încât v-ar fi putut duce în uh, eroare. Exercițiul al doilea, dacă 3A egal cu 2B și B este un număr diferit de 0, atunci raportul A supra B este egal cu A 3 supra 1, B 2 supra 1, C 3 supra 2 sau D 2 supra 3. Propunem o primă abordare a exercițiului dacă ni se dă relația de egalitate 3A egal cu 2B și vrem să recompunem proporția, ne amintim că în uh, proprietatea fundamentală a unei proporții, produsul dintre extrem este egal cu produsul mezilor. Așadar, cum A este un extrem și se înmulțește cu 3, pe 3 îl vom pune în poziție de extrem, iar B-ul este mez, așa încât 2-ul cu care este el înmulțit îl vom pune pe poziție de mez. Verificarea 2B egal cu 3A pentru a fi sigur că răspunsul pe care îl încercuim este cel corect. O altă variantă de rezolvare tot la fel de uh, corectă este cea în care din relația inițială 3A egal cu 2B îl extragem pe A în funcție de B. A egal cu 2B supra 3. Ce facem acum? Ne ducem în raportul A supra B unde pe A îl vom scrie ca 2B supra 3, supra B, putem să îl simplificăm, obținând în final rezultatul 2 supra 3. Așadar, în acest exercițiu ne-am fixat câteva noțiuni despre proporții și proprietatea fundamentală a acestora. Continuăm cu exercițiul 3. Numărul A este un element din mulțimea minus -8, minus -5, -0 și -1. Cea mai mică valoare pe care o poate avea expresia modul de A plus 3 este egală cu. Răspunsurile 2, 3, 4 și 5 sunt cele din care trebuie să-l selectăm pe cel corect. Pornim exercițiul cu ceea ce știm și anume că numărul A este un element al mulțimii minus 8, minus 5, 0, 1. Prin urmare modulului A plus 3 va face parte din mulțimea modul de minus 8 plus 3, practic pe A îl înlocuim întâi cu minus 8, apoi cu minus 5, modul de minus 5 plus 3, apoi cu 0, modul de 0 plus 3 sau modul de 1 plus 3. Efectuăm calculele întâi pentru primul modul, minus 8 plus 3 minus 5, modul de minus 5 este egal cu 5. Modul de minus 5 plus 3 este minus 2, modul de minus 2 este egal cu 2. Modul de 0 plus 3 este 3, modul de 1 plus 3 este modul de 4, adică 4. Am obținut că expresia modul de A plus 3 face parte din mulțimea 5, 2, 3 sau 4. Evident, cea mai mică valoare din uh, mulțime o are elementul 2 răspunsul corect este A2. În acest exercițiu ne-am reamintit două lucruri importante. Pe de o parte, calculul unui modul al unui număr real. În cazul acesta, numerele au fost numere întregi, sub mulțimea numerelor reale. Modulul unui număr real este opusul acelui număr minus A în cazul în care numărul este negativ, 0 în cazul în care numărul este nul sau același număr în cazul în care acesta este pozitiv. Continuăm cu exercițiul 4, care ne cere să efectuăm diferența dintre numerele 3 supra 2 și 0,25 în această ordine și să selectăm răspunsul dintre minus 1, 1, 5 supra 4 sau 7 supra 4. Diferența Evident că înseamnă rezultatul operației de scădere dintre cele două numere: 3 supra 2 minus 0,25 avem noi de calculat. Și știm că atunci când într-o operație avem atât fracții ordinare cât și fracții zecimale, trebuie să facem transformarea fie din fracție ordinară în fracție zecimală, fie viceversa. În cazul acesta. Propun să facem transformarea lui 0,25 în fracție ordinară, întrucât, aruncând o privire asupra rezultatelor, acestea, cel puțin sub punctele C și D, sunt exprimate sub formă de fracții ordinare și vrem și rezultatul final să fie în această formă. Așadar, 3 supra 2 minus, 0,25 este 25 supra 100, care poate fi simplificat prin 25. În urma simplificării obținem 3 supra 2 minus 1 supra 4. Tot nu putem da răspunsul final pentru că numitorii sunt diferiți. Însă, numitorul comun fiind 4 necesită o amplificare a primei fracții prin 2. În urma amplificării obținem 6 minus 1 supra 4, care ne dă 5 supra 4. Răspunsul final corect este C. Iată că o capcană am fi avut aici la subpunctul D, cazul în care elevul și-ar fi pierdut concentrarea și în loc să facă scădere, ar fi făcut adunare, în um, baza faptului că adunările poate sunt mai ușor de efectuat. Exercițiul 5. Scrisă sub formă de interval, mulțimea a egală cu x, număr real, cu proprietatea că modul de x mai mic sau egal cu 2 este egală cu și avem de ales din patru intervale diferite. În acest exercițiu, recapitulăm din nou, ne întâlnim cu noțiunea de uh, modul, de data aceasta legătura dintre modul și inegalități și inecuații. Cum rezolvăm în caz general modul de x mai mic sau egal cu a, unde numărul a să presupunem că este un număr uh, real pozitiv, x-ul este mai mare sau egal decât minus -a și mai mic sau egal decât a, lucru care poate fi scris simbolic că x aparține intervalului închis minus -a a. Dacă am fi avut inegalitatea strictă, atunci intervalul din care ar fi făcut parte X ar fi fost un interval deschis uh, minus a, a. Acum nu ne rămâne decât să facem transferul. Numărul A la noi este 2. Modul de X mai mic sau egal cu 2 după schema de uh, rezolvare este X mai mic sau egal decât uh, 2, mai mare sau egal decât minus 2, ceea ce conduce la X aparține intervalului închis minus 2, 2. Adică varianta pe care o vom considera corectă este D. Exercițiul 6. Andra, Sorin, Teo și Bogdan aleg câte un număr real. Alegerile fiind evidențiate în tabelul de mai jos. Andra îl alege pe radical din 7, Sorin pe radical din 5, Teo pe radical din 8 și Bogdan pe radical din 3. Toți cei care au ales număr mai mare decât doi sunt Andra Sorin Teo, Sorin Teo și Bogdan, Andra Sorin și Bogdan, Andra Teo și Bogdan. Avem și aici două posibilități de a aborda exercițiul, fie pornind de la variantele propuse de răspuns și de la faptul că majoritatea dintre voi cred că știu deja o aproximare a lui radical din 3 ca fiind 1,73, deci cu siguranță mai mic decât 2. Și atunci, logic ar fi să îl eliminăm pe Bogdan, care a ales un număr mai mic decât 2 din șirul de uh, variante propuse. Așadar, variantele care îl conțin pe Bogdan uh, nu sunt cele corecte. Prin eliminare, iată o abordare a acestor uh, item de tip uh, alegere uh, multiplă. Este să facem o eliminare logică a variantelor greșite și rămânem cu varianta corectă A. Cealaltă abordare este să facem compararea efectivă a fiecărui număr, fiecărui radical pe care îl avem cu uh, numărul 2. Și pentru a face acest lucru mai ușor, îl gândim pe 2 ca radical din 4. Și atunci avem radical din 7, radical din 5 și radical din 8 sunt numere mai mari decât radical din 4 în speță mai mari decât 2. Așadar, cei care au ales un număr mai mare decât 2 sunt Andra, Sorin și Teo și varianta corectă este evident că A. Am încheiat subiectul 1 uh, roman, trecem la subiectul al doilea, subiectul de geometrie, care ne va ajuta să recapitulăm câteva noțiuni simple din Geometria de clasele A6, A7 și A8. Primul exercițiu. În figura alăturată sunt reprezentate punctele colineare distincte A, B, C și D în această ordine. Punctul D este simetricul punctului A față de punctul C. Și avem niște valori. AB egal cu 2 cm, BC egal cu 3 cm. Lungimea segmentului AD este egală cu A4, B5, C8 și D10. Pornim de la informația esențială din enunț, și anume faptul că punctul D reprezintă simetricul punctului A față de punctul C. Acest lucru înseamnă că AC este. Egal ca lungime cu segmentul CD, sau ce este mijlocul segmentului AD. Asta ne conduce la ideea de a-l calcula întâi pe AC. AC este sumă de lungime de segmente AB plus BC, adică 2 cm plus 3 cm. AC-ul este 5 cm. CD-ul are aceeași lungime. Și în felul acesta segmentul AD este dublul segmentului AC, adică 10 cm. Și încercuim ca variantă corectă de răspuns sub punctul D. În figura alăturată, semidreptele OM și ON sunt bisectoarele unghiurilor adiacente AOB, respectiv BOC. Iar suma măsurilor unghiurilor AOB și BOC este egală cu 160 de grade. Măsura unghiului MON. Avem de selectat dintre variantele A40, B80, C90 și D100 de grade. Avem de prelucrat enunțul acestei probleme, în care ne întâlnim cu noțiunea de bisectoare. Și, în acest fel, OM fiind bisectoarea unghiului AOB, înseamnă că. Ea determină cu laturile uh, acestui uh, unghi două unghiuri congruente AOM și MOB, fiecare dintre ele având uh, măsura egală cu jumătate din măsura unghiului AOB. Deci AOM este egală ca măsură cu MOB și egală cu măsura unghiului AOB supra 2, dar... Nu știm măsura unghiului AOB. Noi știm suma dintre măsura lui AOB și a lui BOC. Procedăm la fel cu bisectoarea uh, ON, care și ea va determina cu laturile unghiului uh, BOC uh, două unghiuri congruente. BON are măsura egală cu NOC și egală cu măsura lui BOC. 2. Cu ce ne ajută aceste informații? Avem de determinat măsura unghiului dintre cele două bisectoare, adică măsura unghiului MON, format și el din sumă de două unghiuri. Observăm că unghiul MON este format din MOB plus unghiul BON. Dar, așa cum am precizat în prelucrarea informațiilor din ipoteză, fiecare dintre unghiurile MOB și BON reprezintă jumătate din AOB și jumătate din BOC. Putem aduna cele două um, fracții și obținem că rezultatul este unghiul AOB plus BOC, totul supra doi. Ei, acum intervine informația că suma celor două unghiuri este de 160 de grade, prin urmare, 160 supra 2 egal 80 de grade. Vedeți bine că, prin acest exercițiu cu care ne-am întâlnit la subpunctul 2, repetăm și noțiunea de bisectoare, dar și. Avem în vedere faptul că problema se corelează cu exerciții similare pe care sigur le-ați mai întâlnit în alte teste de antrenament. Atunci când, spre exemplu, unghiul AOB și BOC, unghiurile AOB și BOC sunt adiacente suplementare, caz în care unghiul dintre bisectoare știm că este egal cu. 90 de grade sau când unghiurile AOB și BOC sunt unghiuri adiacente complementare și atunci unghiul format de bisectoare este uh, egal cu 45 de grade. Uh, putem generaliza, desigur, uh, acest tip de problemă și uh, avem. Uh, astfel șansa de a lucra foarte multe exerciții similare în condițiile în care dacă ni se dau două unghiuri adiacente și bisectoarele acestora, atunci unghiul format de bisectoare va fi unghiul format de bisectoare va fi uh, egal cu jumătate din uh, suma măsurilor unghiurilor uh, date inițial. Continuăm cu Problema 3. Să vedem ce avem de învățat, și din această problemă. În figura alăturată, punctul O este centrul cercului circumscris, triunghiului ABC, iar măsura unghiului AOB este 140 de grade și măsura unghiului BOC 120 de grade. Măsura unghiului ABC ni se cere nouă. Care uh, poate fi 50, 60, 70 sau 80 de grade, desigur, trebuie să o determinăm cu precizie. Putem aborda și această problemă în două maniere diferite, depinzând de noțiunile de bază pe care le punem la rădăcina rezolvării. Dacă pornim de la faptul că, în desen, unghiurile AOB, BOC și AOC sunt unghiuri formate în jurul unui punct despre care știm că au suma măsurilor 360 de grade, dintr-un calcul simplu, prin diferență până la 360 de grade, putem determina măsura unghiului AOC. Unghiul AOC, având măsura de 100 de grade, facem transferul pe cerc și arcul corespunzător AC va fi tot de 100 de grade. Acum ne amintim că unghiurile cu vârful pe cerc, unghiurile înscrise uh, în cerc au măsura egală cu jumătate din arcul corespunzător. Prin urmare, cum unghiului ABC îi corespunde arcul AC, măsura lui va fi de jumătatea lui 100, adică 50 de grade, și răspunsul corect este A. Problema 4. Trapezul Isoscel ABCD din figura alăturată reprezintă schița unui parc. Știm că AB paralel cu CD, AB 2,5 km, apoi BD egal cu 2 km și BC egal cu 1,5 km. Avem de asemenea informația că segmentele AD, BC, AC și BD reprezintă piste pentru biciclete. Tudor pornește din punctul A și parcurge o singură dată traseul format din segmentele AB, BC și CA, ajungând înapoi în punctul A. Lungimea traseului parcurs de Tudor. Din suma acestor segmente, AB plus BC plus CA ne lipsește CA. Dar cine este cea? Este diagonala trapezului Isoscel ABCD. Diagonalele trapezului sunt congruente. Așadar, și AC va avea aceeași lungime ca și BD de 2 km, lucru care ne permite să finalizăm suma: 2,5 plus 2 plus 1,5 km, egal cu 6 km, și răspunsul corect este C. Iată, dragi elevi, că am ajuns la finalul acestui test de antrenament care ne-a permis să facem o revizuire a unor cunoștințe din clasele anterioare prin exerciții antrenante. Am discutat despre proporții, despre transformări, despre modul unui număr, despre calcule cu numere întregi. Am avut multe calcule în acest test cu numere uh, cu fracții zecimale, lucru pe care uh, cred că l-ați observat și voi și vă îndemn să faceți și o recapitulare uh, temeinică a acestora. Eu mi iau astăzi la revedere de la voi și o să ne întâlnim curând pentru a vedea partea a treia a acestui test de antrenament. Vă doresc succes și zile frumoase! Dragi prieteni, lecția de matematică a ajuns la final. Acum este timpul să facem o mică pauză, dar ne întoarcem în câteva minute cu un curs foarte interesant. Vă invit să ne dați follow pe pagina de Instagram a emisiunii teleșcoală. Rămâneți pe TVR2. Revenim imediat!